În 1935, o știre se răspândea rapid nu numai prin țară, dar și dincolo de hotare. Un cioban din comuna Maglavit, la vreo 10 km de Calafat, se pare că i s-a arătat însuși Dumnezeu, după propriile spuse, sub forma unui bătrân cu barbă, încredințându-i misiunea să îndemne oamenii la pocăință. După mai multe ezitări, după ce întâlnirea cu bătrânul s-a repetat de mai multe ori, ciobanul Petre Lupu s-a înfățișat preotul. Se pare că acest ultim detaliu a fost cheia succesului lui Petrache Lupu, ciobanul de la Maglavit. Asocierea cu preotul, care s-a simțit măgulit că însuși Dumnezeu îi acorda atenția sa, avea să dea credibilitate poveștilor lui Lupu. Din ziua aceea, istoria comunei doljene și viața ciobanului au cunoscut o evoluție spectaculoasă. Într-o eră în care nu exista Facebook, Instagram, YouTube sau orice alt mediu de propagare a unei știri. Satul a devenit repede loc de pelerinaj pentru credincioșii din împrejurim și pentru cei în suferință. Curând, au început să sosească din toată țara oameni, dar și din alte țări, întrucât presa a exploatat evenimentul cu maximum de profesionalism. Petrache Lupu, asistat de preotul satului, le oferea tuturor alinarea datorită harului ce i s-a transmis din ceruri. În scurt timp, sute de mii de oameni soseau zilnic în comuna de lângă Calafat, unde ciobănașul primise vizita moșului. Pe ulițele satului de acolo au apărut șiruri nesfârșite de căruțe, trăsuri, mașini de oraș, șiruri de oameni, cozi, sosiți pe jos de la zeci de kilometri. Pelerinii treceau smeriți pe lângă ciobănaș spre a-i fi binecuvântați și a asculta cuvintele preotului Bobin. La rândul său, Petrache Lupu rostea o frază învățată stereotip, tot de la preot. Dacă nu vă pocăiți, din steaua mare care vine de la răsărit va curge mult sânge pe pământul ăsta și va fi foamete mare și multă suferință. Așadar, în vara acelui an, 1935, România întreagă n-avea ochi decât pentru Maglavit, localitatea din Oltenia în care ciobanul Petrache Lupu pretindea că l-a văzut și a vorbit chiar cu însuși Dumnezeu. Foarte repede, ca și astăzi, societatea s-a împărțit în tabere. Unii au zis ciobanului nebun, alienat mental, alții sfânt. Unii au bănuit că e vorba de o escrocherie. Cert e însă că puhoaie de oameni au pornit-o înspre Maglavit, convinși de virtuțile tămăduitoare ale locului. După o secetă teribilă în zona Olteniei de atunci, acest cioban, Petrache Lupu, ar fi avut parte de o apariție divină. 3 vineri consecutiv, după spusele sale, în zilele de 31 mai, 7 și 14 iunie 1935. Apariția ar fi fost de forma unui moșneag care plutea pe deasupra pământului. Moșul nu putea fi văzut decât de cioban. Era impozant, iar părul său îl acoperea în întregime ca un veșmânt, încât nu îi se vedeau decât degetele picioarelor și chipul. Așa mărturisește Petrache Lupu. Acest bătrân i-ar fi poruncit lui Petrache să le spună oamenilor că dacă nu se pocăiesc, nu merg la biserică, nu respecte repausul din zilele de sărbătoare și de duminică și nu postesc miercurea și vinerea, are să le rupă muncile. La punctul numit La Buturugi, din afara satului, unde a avut loc prima apariție, ciobanul a săpat o fântână alături de care a ridicat o cruce din lemn, pe care a notat numele său și amintirea viziunii sale și îndemnul ca oamenii să închine și să pupe. Ulterior, apa fântânii a fost considerată a fi făcătoare de minuni. De pildă, Nicolae Iorga, om de vază al vremii de atunci, întrebat de câțiva dintre cei care reprezentau diferite state europene în societatea națiunilor, bolnavi, dacă pot merge la Maglavit spre a se vindeca de diferite boli, istoricul a răspuns că acolo se vindecă numai cei cu boli mentale, adică respectivii sunt nebuni să creadă în astfel de bazaconi. Și a dat seama și a mirosit Nicolae Iorga că acolo părea a fi o escrocherie de proporții colosale. Calitatea slabă a hârtiei și a tiparului, fascismele primitive, indică fără putință de îndoială că pentru inițiatorii entuziasmul era mai mare decât fondurile avute la dispoziție.
neexistând pe atunci televiziune, iar la sate, mai ales radioul fiind apanajul câtorva privilegiați, e ușor de înțeles că presa rămânea mijlocul cel mai răspândit de informare. Astfel că, alături de inclinația țăranilor spre superstiție, ea a contribuit cel mai mult spre a face demne de crezare cazul Maglavit. Față de aceste relatări festive, o altfel de lumină e aruncată asupra cazului de memorialistică și de rapoartele poliției și siguranței, care pun în lumină dedesubturile afacerii Maglavit, alături de mărturii ale neurologului Gheorghe Marinescu. Cazul Maglavit, ca orice fenomen de masă, are două nivele. Cel vizibil, închinat în exclusivitate exacerbării liturgicului, pentru atragerea maselor, și cel invizibil, de care inevitabil profită numai câțiva aleși. Ca și cazurile de la Fatima, potențialul său comercial trezește dorința de înavuțire. În mod direct sunt comercializate icoane, broșuri, cruciulițe, cutiuțe cu tămâie, lumânări, etc., de către diversi comercianți ambulanți în cantități industriale, dar nimeni nu știe cuantumul sumelor astfel acumulate. Sumedenie de troițe se alătură crucii puse de către cioban la locul minunii, sunt ridicate numeroase altare acolo, iar în fața unuia dintre ele, lupul imită în parte gestul sacramental al preotului din timpul programului liturgic. Dar nu e preot să se formalizeze, fiindcă el e alesul. Atinge oamenii veniți să se vindece trupește, sufletește sau numai să se roage. Există, iată, noul Ierusalim, unde strălucesc sute de lumânări și oamenii se roagă. Parohul Bobin sesizează cel dintâi potențialul de îmbogățire pe termen scurt furnizat de minune. Preotul Bobin, care conduce această inițiativă transformată în negustorie, a tipărit niște broșuri intitulate Minunile de la Maglavit, pe care le vinde în folosul său personal, obligând aproape pe toți drept credincioșii a le cumpăra. De asemenea, din Craiova a adus niște cruciulițe pe cari, sub cuvânt că sunt sfințite, le vinde pelerinilor, iar câștigul realizat în loc de a-l întrebuința pentru scopul cu care s-a constituit comitetul, îl folosește la plata datoriilor sale personale. Se amintește că acest preot, care până acum o lună avea datorii la diferite bănci din Craiova, reușește să scape de ele grație activității sale în acest domeniu. Minune dumnezeiască, nu-i așa? Cum era de așteptat, în aceste părți au apărut o mulțime de negustori ambulanți din Craiova, București, care la rândul lor vând broșuri explicative ale minunii de la Maglavit, cum și diferite lucruri, iconițe, cruciulițe, fotografii. Vă este poate cunoscut fenomenul care se întâmplă și astăzi. Tuturor acestora, preotul Bobin le cere o taxă pentru ștampilarea broșurilor, obligându-i ca din câștigul realizat să-i dea și lui o parte. Această măsură a determinat ca mulți din negustori să părăsească Maglavitul, lucru ce a folosit preotului Bobin, care astăzi a monopolizat totul. E bine de știut că acest preot lucra de comun acord cu senatorul vremii Toma Valerian, împreună cu care ridica banii din cutiile așezate la locul sfânt, îi punea în saci și îi cântărea, rămânând ca numărătoarea lor să o facă ulterior. Alături de acest preot, și poate luând exemplu de la el, primarul comunei, Florea Stanca, se pretează la următoarea escrocherie. Cu ocazia pelerinajului, briștile care transportă pasageri din halta Maglavit la locul procesiunii sunt supuse la taxe noi. Primarul le încasează, pretinzând suma de 500 de lei pentru fiecare brișcă, eliberând însă chitanță numai pentru 120. Cărăușii, deși se văd înșelați, nu pot reclama, deoarece li s-a ridicat dreptul de a mai face astfel de transport. Lui Bobini se alătură așadar senatorul de Dolj, care izbutește obținerea de la ministrul transporturilor o reducere substanțială pe rutele CFR pentru toți pelerinii care veneau la Maglavit. Prefectul de Dolj și niște necunoscuți, desigur numai oameni, influenți ai celorlalți. Se lucrează în sistem, devine o mare afacere. Presa favorabilă minunii laudă orice donație și orice atitudine favorabilă și atacă nimicitor orice fel de opoziție, de tip moral sau material. Nu se poate reconstitui faptic sistemul generalizat de profituri, ci numai îmbogățirea bandei mafiote a lui Nicolae Bobin. Se declanșează astfel o suveică infernală. Bobin organizează un sistem de plăți pentru amenajarea locului spre a fi primiți pelerinii, se asigură paza cutiilor de valori pentru donații, sătenii la rândule transportă călătorii între haltă și Câmpul Minunii și fac bani din cărăușie în asemenea cantități încât renunță la creșterea oilor și a vitelor. Mult mai puțin bănoasă. În 1938, la 3 ani de la Marea Minune de acolo, totul este în părăsire
Și un jurnalist al vremii scrie că frunzele uscate în mari cantități au năpădit locul de închinăciune și fundațiile viitoarei biserici. Pelerinii, perindați pe la Maglavit între 35 și 38 în număr de circa 2 milioane, nu au văzut nimic palpabil în urma donațiilor masive, beneficiarii de fapt ai minunii fiind unii șefi din presă, ca Stelian Popescu de la Universul, și oamenii lor din teritoriu, politicieni, senatori, sacerdoți ca Bobin sau Vartolomeu Stănescu, trepădușii de la fața locului, sătenii și ultimul, dar nu cel din urmă, regele însuși. Calculele bazate pe o serie de sume menționate în documente indică delapidarea sumei de 10 milioane de lei între acești ani. N-a fost efectuată nicio anchetă. Oalele sparte le-au plătit credincioșii păcăliți și primii profitori. Credința stimulată de persoasiune a servit formării și alimentării unor averi dubioase și câștigării necesare de capital politic necesar în viitoarele alegeri, cruciale pentru țară. A rămas inexplicabilă și arătarea mărturisită de Petrache Lupu și afluența fantastică a oamenilor veniți din depărtări. Miracolul de la Maglavit nu poate fi nici confirmat, nici infirmat și nici nu ne putem îndoi că va rămâne pentru totdeauna o enigmă. Însă ce e cert și ce știm clar sunt beneficiarii acestei minuni. Oameni care s-au îmbogățit. De la cel care căra oameni de la gară cu căruța până pe câmpia minunii, până la mari demnitari ai vremii, preoți și chiar oameni din presă, cu ajutorul cărora se propaga această escrocherie. Ultimul lucru pe care l-ar vrea orice Dumnezeu al oricărei religii de pe lumea asta este ca unii să păcălească pe alții și mai mult decât atât, câțiva oameni să se îmbogățească mințind în numele lui.